o decizie privind o eventuală candidatură, mai este timp să analizez dacă lucrul acesta se impune sau nu. În schimb, o decizie pe care am luat-o de mai multă vreme, mi-o mențin și în momentul acesta, vreau să fiu cât mai mult la dispoziția cetățenilor județului Botoșani, să fiu cât mai mult ancorat pe zona de administrație. Așa cum v-am spus mai devreme, avem acum de înfăptuit un program investițional foarte mare, iată numai pe seama fondurilor europene, proiectele depuse de noi sunt de peste 300 de milioane de euro, iar proiectele selectate de Ministerul Dezvoltării pentru a se realiza în cadrul Programului Național de Infrastructură sumează numai puțin de 140 de milioane de lei. Astea sunt prioritățile mele și pe asta să mă concentrez, fără a exclude, bineînțeles, implicarea pe care trebuie să o am ca și membru în Partidul Democrat Liberal și având calitatea de președinte al Consiliului Județean ca și membru de drept în structura de conducere ce se va alcătui ca urmare a procesului de alegeri interne. Pentru noastră, care variantă vă aveați? Blaga sau Boc? Nu am reflectat la această chestiune. Sunt sigur că mă voi număra și eu printre delegații la Convenția Națională. Sunt, de fapt, membru de drept atât în Consiliul Național de Coordonare cât și în Convenția Națională. Sigur că, după ce voi vedea toate moțiunile, încă mai este timp, dacă s-a convocat convenția pe 14 mai, înseamnă că 14 aprilie, cu 30 de zile înainte, este termenul limită pentru finalizarea moțiunilor. Până atunci poate să mai apară și alte moțiuni. Aceste moțiuni trebuie analizate, pentru că pe baza a ce scrie acolo în moțiune, e normal să-ți formulezi opțiunea de vot. Nu neapărat pe baza unui separatism raportat la persoane. Aici este o greșeală pe care noi o facem de mai multă vreme, că prea punem persoana înaintea programului, a obiectivelor. Oamenii au nevoie de reprezentanți care să fie capabil să susțină programe bune și să le și înfăptuiască. Iar la municipiu cine credeți că e capabil să susțină un program bun, să-l înfăptuiască? Dan Humelicu sau Cătălin Alexa? Da, chiar nu m-am gândit la treaba asta. Am să reflectez. Sunteți membru? Nici acolo nu s-a închis. Nici nu s-au structurat definitiv candidaturile. Da, ați primit o ofertă, eu știu, din partea unui anumit candidat să-l sprijiniți, să intrați în echipa lui sau să candidați dumneavoastră și el să zic, domnule, eu te sprijin. Nu. Dar în urmă cu ceva timp erați foarte reținut în ceea ce privește o candidatură. Astăzi spuneți că luați în calcul astfel de variantă. S-a întâmplat ceva între timp? Eu v-am spus că n-am luat niciun fel de decizie. În afară de una pe care am luat-o de fapt mai demult și mă mențin și acum, să fiu la dispoziția cetățenilor făcând administrație și dedicându-mă proiectelor județului Botoșani. Dacă ați deține și funcția de președinte al PDL la nivelul județului, n-ați mai putea fi la dispoziția cetățenilor? Cât de mult îmi doriți? Discutăm despre ipoteze la care vreau să vă spun că nu numai că n-am făcut, nu numai că n-am spus, nici măcar n-am gândit nimic. De ce n-am?